Cristi Popovici este o soluție pentru Banca Tehnică a Ceahlăului, dar cele două părți nu au ajuns la un acord definitiv. Am avut o discuție serioasă chiar cu domnul Popovici. Punțile nu sunt rupte, am convenit asupra unei colaborări de principiu. Urmează să stabilim dacă ea începe acum sau într-un viitor apropiat. Cert este că în acest moment nu avem un antrenor desemnat pentru prima echipă. Orice este posibil. Funcție de câteva chestiuni care urmează a fi lămurite, există posibilitatea să aducem un antrenor sau, de ce nu, să convenim asupra, știu eu, unui aspect poate care s-ar impune, aceea de a acorda în continuare o șansă grupului nostru de antrenori prezent la acest moment în club și îi știm, cei mai mulți dintre noi au încredere. Pe lângă aducerea unui antrenor, șefii Ceahlăului sunt preocupați în această perioadă și de a asigura un buget adecvat pentru noul campionat, însă până la această oră nu prea s-au găsit soluții. Până la urmă, acesta rămâne cel mai important punct, chiar dacă insolvența ne permite un restart, ca să spun așa, bani tot vor trebui. În primă instanță, în această perioadă de observare, cum se numește, din punct de vedere legal, apoi pentru a putea face față rigorilor planului de organizare care urmează să fie depus și eventual aprobat de către judecătorul sindic. Vor fi probleme cu certitudine peste tot și noi întâmpinăm dificultăți. Ne este din ce în ce mai clar însă că fără sprijinul comunității locale va fi foarte greu. Existând riscul să chiar riscul unui faliment.